numesc Ada Angheluță și sunt medic specialist parodontolog. Bolile parodontale reprezintă una dintre principalele cauze ale pierderii dinților în prezent și afectează o bună parte din populație. Se apreciază că procentul acesta ajunge undeva pe la 80%, iar vârsta de debut este undeva în jurul a 30 de ani. Cu toate acestea, ne confruntăm din ce în ce mai des cu apariția primelor semne de îmbolnăvire, chiar și la vârste mai timpuriu. Cel mai important lucru îl reprezintă diagnosticul cât mai timpuriu, cât mai precoce. Dacă te confrunți cu sângerări gingivale, dacă aspectul gingiilor este diferit, sunt roșii, sunt umflate, dacă ai o halenă persistentă, miros neplăcut al gurii, sau în cazurile avansate, dacă dinții sunt deja mobili, se mișcă, sau și-au modificat poziția, este cel mai probabil că ai o formă de îmbolnăvire parodontală, fie aceasta una simplă, cum e gingivita, care se tratează integral și fără sechele, sau boală parodontală sau faimoasa parodontoză. Deși în trecut tratamentul acestor afecțiuni era dificil, ba chiar se considera pe bună dreptate că boala parodontală nu poate fi vindecată, astăzi tratamentul este mult îmbunătățit, cu confort deosebit pentru pacienții noștri, datorită tehnicilor moderne, atât nechirurgicale cât și chirurgicale, și datorită tehnologiei de ultimă oră pe care o folosim în practica noastră. Primul pas în tratamentul pacientului cu afecțiuni gingivale sau parodontale îl constituie detartrajul, igienizarea profesională. Detartrajul, care deși este o manoperă simplă, poate să fie dureros în multe situații, așa cum mulți dintre voi, pacienții, cunoașteți acest lucru, însă în clinică se realizează cu ajutorul unui aparat deosebit de performant, Profilaxis Master de la EMS, care aduce un confort sporit pacientului. De asemenea, folosim în tratamentul afecțiunilor parodontale laserul de tip diodă de la BioLase, care îmbunătățește cu mult vindecarea acestor țesuturi, care sterilizează zonele afectate de boală parodontală și care biostimulează, ajută regenerarea zonelor afectate. Ce îmi doresc foarte mult să rețină pacienții noștri este că aceste afecțiuni, care în trecut erau greu de tratat, sunt acum mult mai accesibil de tratat, rezultatele sunt mult mai bune, iar confortul pacienților este unul mult mai mare, astfel încât să vină cu încredere și fără teamă.